Primarul Dominic Fiță anunță că Timișoara va avea până la finalul anului 50 de stații noi de transport public. Au fost înlocuite deja 42, inclusiv pe bulevardele nou reabilitate, Cetății, Vidrighini și Bogdăneștilor, iar zilele acestea se montează o nouă serie. Creșterea confortului timișorenilor care folosesc transportul public este una din prioritățile noastre strategice. Noi tramvai, autobuze electrice și firobuze, aplicația de planificare a călătoriei, modernizarea infrastructurii de tramvai sunt câteva din proiectele în care am investit major în ultimii ani. Știu că mai e mult de lucru până când transportul public devine principala opțiune de călătorie, dar faptul că în ultimii 3 ani am înregistrat o creștere a utilizării transportului public de la 31% la 51% e o confirmare că suntem pe drumul cel bun, a afirmat Dominic Fritz.